voi face pentru păstori, lideri și contabilitatea bisericii, cum să administreze sau să vizualizeze bugetul păstorii, prezbiterii, mult mai comod și să poată lua decizii înțelepte, pur și simplu vizualizând tabelul de cheltuieli, intrări din zecială, din donații, inclusiv să aibă o imagine de ansamblu pe ce lucruri se cheltuie, de exemplu, de unde vin donații, adică de unde vin sau cât vin donații, cât vine zecială, ca să poată planifica bine anul și slujirile, salariile, chiria sau încălzirea sau alte lucruri care sunt necesare pentru biserică. Și aici am făcut un template care puteți să-l descărcați din descriere de aici de mai jos. După ce intrați aici, duceți la file și faceți make a copy și o să puteți să editați, să lucrați în tabelul acesta și să-l customizați, adică să-l adaptați după nevoile bisericii. Eu o să vă prezint scurt ce este pe aici ce am scris și cum asta vă va ajuta să aveți vizual în tabelul și să luați decizii înțelepte. Că știm versetul din Biblie la Luca 14, ne spune că noi dacă vrem să zidim o casă, o biserică, da, trebuie să stăm mai întâi și să facem socoteala cheltuielilor. Dumnezeu pune pe asta preț, deci El ne dă finanțele în biserică, resursele și ne pune să socotim bine cheltuielile și să vedem dacă putem duce slujirea aceasta, putem să ne angajăm, de exemplu, să plătim un salariu sau la un lider sau poate anumite alte activități din biserică să le facem. Nu cumva să ne trezim că peste 2-3 luni, jumătate de an, nu mai avem cu ce plăti salarii, că n-am făcut o calculare bună a resurselor care Dumnezeu ne le încredințează sau nu avem cu ce plăti încălzirea pe timp de iarnă și da, trebuie să calculăm bine lucrurile și am să vă ajut ca să vedem din zecială, cred că scopul la fiecare biserică, cheltuielile curente a bisericii care sunt de genul dat să fie acoperite din zecială și deja din donații, poate anumite achiziții se fac în biserică sau anumite lucruri, lucrări, donații, slujiri, evangelizări, nu știu, altceva care nu depind, nu sunt, da, sunt spontane, nu se știe exact cât vor veni și din donații să se facă alte lucrări. Dar din zecială să aibă biserica bine planificată care este, da, care sunt cheltuielile și dacă sunt acoperite din zecială și dacă nu, să aibă un țintă, să-și poată planifica o țintă ca să le acopere. Iată, aici este un barometru care puteți să puneți ca o țintă, da? Să biserica să înceapă a avea da, să poată acoperi toate, să poată acoperi un nivel de nevoi care sunt și o să trecem prin el. Rezerva bisericii, care e bine să fie o rezervă, poate de obicei se calculează toate cheltuielile curente se poate fi acoperite pe cel puțin jumate de an sau un an. De exemplu, dacă vine o situație de criză, pandemie sau ceva da, o criză financiară, mai știu eu ceva, nu știu, poate multe se întâmplă, e bine să fie o rezervă oarecare care pentru situații de urgență. Și intrările și ieșirile se contabilizează în felul dat aici. Contabilul poate să aibă o detaliată, mai detaliat tabel, dar aici mai poate mai pe scurt, dacă este foarte multe cheltuieli și intrări și ieșiri, sau de simplificat, sau aici de le adăugat. De exemplu, am început cu luna ianuarie, care este aici și se scrie. Toate lucrurile acestea puteți să le faceți aici și să le ștergeți, nu clic dreapta, dar marcați și faceți delete. Delete backspace la calculator ca să le ștergeți și introduceți informația dumneavoastră. Posibil să vă aveți nevoie de mai multe rânduri în jos. De aceea, dacă veți avea nevoie de mai multe rânduri, eu mă duc înapoi aici, da? Veți avea nevoie de mai multe rânduri, că s-a dat unei luni, poate chiar mai multe, domnul vă binecuvântează mai mulți bani sau poate mai multe cheltuieli, nu știu. Selectați, apăsați pe 13 sau pe 14 sau dacă doriți mai multe rânduri odată, selectați de la atât, de aici până aici. Deci nu cumva să vă atingeți de partea verde de aici.
selectați de aici, vă duceți la insert, row și insert row below. Și atunci se mai inserează încă câteva și dacă le introduceți, de exemplu, vedeți 6 și o să vă calculeze. Op, nu v-a calculat, înseamnă că, vedeți aici, ne arată calculul de unde până unde. Înseamnă că facem în felul următor, între 12 și 13 punem așa, insert row below. Și acum putem să mai inserăm încă mai multe. Și vedeți, se calculează totalul de aici până aici. Ok, vedeți totalul, de exemplu, adăugăm aici un leu, s-a cheltuit un leu. Să vedeți, a dus 91. Și cum lucrează, cum am făcut în categoriile acestea? Puteți le customizați cum vă doriți, dar eu cred că asta ar fi potrivit să cunoașteți zeciuiala, donațiile și ieșirile care le aveți, le introduceți aici pentru luna care vine. Formatul sau cum ar fi de introdus, ieșirile. Poate fi o categorie de ieșiri care ar fi, nu știu, săptămâna asta s-au cheltuit asta și mai multe detalii aici. Sau fiecare într-o mai departe, mai jos, dar asta da, vă ia mult, mult spațiu. Poate să fie pe categoriile, da? de slujiri. De exemplu, poate fi închinare, o categorie, da? Închinare cheltuit săptămâna asta sau luna asta, 500 de lei și le contabilizați. E bine chiar să scriți, iată cum am făcut eu, închinare, două puncte, spațiu și scriți prin virgulă tot ce s-a cheltuit, pentru că dacă ulterior vă folosiți bine de template-ul acesta, puteți să le filtrați, fie un pic mai avansat și să știți pe închinare s-au bugetat atâți bani, dar s-au cheltuit mai mulți, de exemplu, sau se poate de rapid de filtrat, da? Eu vă arăt cum rapid se poate de filtrat și de găsit unde este închinarea. Ctrl F, pun aici închinare și mi-a găsit rapid închinare. Îmi spune că doar una a fost găsit, doar deci numai într-o parte a fost găsit categoria închinare. Și eu rapid pot să-mi fac totalurile. Dacă, de exemplu, și aici este închinare, baterii, nu știu, bateria a cheltuit 50 de lei. Atunci, iarăși, Ctrl F, mi s-a găsit două. Închinare aici, închinare aici, vedeți cu verde mi le-a salvat și eu pot să-mi calculez rapid pe închinare cât s-a dus, dacă le pun pe categorii. Deci e bine să aveți și o categorie să fie în felul următor. Copii, de exemplu, poate să fie copii și aici foi, creioane și altele. Nu știu dacă altele vreți să folosiți exact așa, dar, de exemplu, 100 de lei. Și atunci când vreau data viitoare să filtrez pe categorii, Ctrl F și scriu copii. Gata, mi-a filtrat copii de două ori aici. 100 de lei și 5000 de lei mi s-a luat. Doar că aici nu am scris ce anume. În felul următor puteți să filtrați. De ce am scris donații externe, donații interne, puteți spuneți două puncte și mai multe detalii despre. Pentru că iarăși puteți să faceți un total extern, nu știu ce ar fi, vine cineva frază de psihotare care nu sunt români sau moldoveni și fac donație. Și atunci știți, aha, din donațiile externe, ele nu sunt stabile, vin spontan, nu știu când, donații, nu știu, internă sau locală, sau nu știu cum să o numiți, de la frați, nu că de la frați, prea toți frați care majoritatea donează, nu știu, puneți vreo categorie și atunci o să știți, puteți să filtrați iarăși pe donații, să vedeți de unde, pe viitor, dacă o să vă trebuiască. Dar dacă nu, nu vă faceți, nu vă complicați cu căutarea, doar să le scriți, să le aveți o bine aranjate lucrurile și puteți să știți, donațiile, totalul la donații s-a făcut de 50.000 de lei, de exemplu, zeciuiala de 10.000 de lei și au ieșit, s-au cheltuit 12.000 de lei. În total, ca un fel de să adună aceste două profituri sau venituri, intrări care au intrat, minus cheltuielile care s-au făcut și totalul pe luna asta avem 47.000 pe plus. Și vedeți aici în grafic ne arată că suntem pe plus pe luna asta. Luna noiembrie suntem minus un pic, pe zero aproape, da? 500 doar a fost. Și atunci știți și lunile care sunt mai puțin, da? De exemplu, o faceți pe viitor o statistică. Și anul viitor, iarăși aici jos, puteți să puneți și faceți un duplicate și aveți scris 2000 arhiva, da? Redenumit și scris aici 2022, pentru 2021 faceți altul și tot așa, 2023 altul și tot așa mai departe, aveți o arhivă financiară a anilor care au fost și o
totalizare, da? De exemplu, se face un total. Unele luni pe plus, minus, da? Zecială totală s-a, în biserică a venit pe, eu calculez suma la tot ce s-a făcut pe zecială, de 136.000 de lei, de exemplu. Donații s-a făcut sumă mai mare de acestea. Este, eu nu o pun ca și stabilă, este instabil. Aici asta trebuie să o calculez ca și stabilă și să știu. Și plus asta e media, zeci, mediu zecială. În mediu zecială sunt 11.000 lunar. Deci eu, ăștia 11.000, nu le socot donațiile și totalurile, da, este să faci totalul din acesta plus acesta, mediul lunar se ia din profit, da, din intrările, deci da, profitul mediu este acesta, da, am calculat. Poate vă doriți mediu, totalul mediu care intrați, dar cred că anume asta v-ar interesa mai mult, cât în final rămâne în biserică sau s-a adunat adițional, ca să știți, avem surplus de, în mediu avem surplus lunar 14.000 de lei, presupunem, nu știu dacă este așa ceva, de Domnul să fie surplus, ca tare nu știu dacă să dea Domnul, dacă este surplus, nu sunt slujiri în care trebuie să fie investite. Sau poate aveți ținta să cumpărați un local sau să faceți, să construiți ceva și atunci aveți nevoie ca în fiecare lună să fie un surplus adițional. Dar mediul zecială, iată calculul acesta, e important ca să știm că mediul lunar vine atât această sumă. Din această sumă, datorită că avem zecială, mediul 11.000, iată am scris-o aici, vedem că avem cheltuielile recurente care sunt. Și la cheltuieli recurente, salariul păstorului, de exemplu, 5.000 de lei, am mai scris și aici alături nevoia, că nevoia că tare e 5.000, dar nevoia este mai mare și ar trebui de o acoperit pe viitor. Și cel puțin trebuie să ținem calcul, să bugetăm lucrul acesta cât ar fi nevoie la salariile care sunt. Bine, recurente ce mai avem, căldura, toate acestea se calculează și se adună aici, avem totalul la toate cheltuielile. Zeciala la noi e de 11.000, da? Vedeți, 11.380. Și dacă facem un minus, da, din zecială scadem totalul, zecială mediu, media zecială care o avem în biserică, scadem totalul, ieșim cu minus 1570. Și, într-adevăr, vedem, ok, nu putem acoperi salariile acestea două, ce facem? Ok, le scoatem sau facem un buget special pentru din donații sau donațiile le cumpărăm anumite instrumente. Și avem și rezerva bisericii, care în fiecare lună punem deoparte să acumulăm să fie rezerva bisericii. S-a acoperit, gata, e acoperită. Dar poate o folosiți nu ca și rezervă, dar, de exemplu, dacă scriu 1.000 de lei, poate un proiect ceva faceți, vreți să faceți un proiect anumit și vreți să acumulați aici o anumită rezervă. Iată cum se conectează acest instrument. Aduceți la setup, aici e Ana. Jos, eu îl add another range. Îl adăugăm și punem să ia de aici. Ok? Și vedem că avem, de exemplu, plan și la customize. Iată aici. Graduate. Cum se citește el. Dar puteți să scrieți, de exemplu, vă planificați să aveți cât aici. Da, iată aici, de la 0 până la 113.400 pentru, nu știu, un proiect de o clădire, de făcut ceva, nu știu, un proiect anumit. Și din asta e suma maximă, vedeți, suma de la 0 până la suma asta și faceți nivelul 1 până la 75.000, nu, de la acesta următorul nivel, de la 37 la 75. Și tot așa faceți câte un nivel, de 0, 30 ceva, 37 până la 75 și tot așa e fiecare nivel. Și atunci când se mai adaugă bani în rezervă sau la proiect, se crește. Și atunci știți, ok, suntem la mijloc, la o treime, suntem la mijloc aici, suntem aproape de final, mai trebuiește un pic și umplem rezerva care este. Și datorită că aveți calculele acestea, știți în fiecare lună cam cât să puneți în rezervele acestea, de exemplu, tot ce vine din donații le ducem în rezervă până umplem să acoperim salariile pe o perioadă. Fix aici
puteți să vă puneți un plan tot așa financiar, un nivel, un barometru, care să știți că este barometru, indicatorul financiar al bisericii. Și vă arăt cum să-l setați. Iarăși aici sus, la Edit Chart, eu schimb cifra din D35, pun total. Deci avem total 10 iala. Dați adăug eu aici, să fie 10 iala. Încă o dată. 10 iala putem la adăuga. Așa. Punem chiar de aici. 10 iala. Și la Customize, Grade, punem, de exemplu, așa, când avem aici maxim 100.000, da? Scriem 100.000. Punem 3 de 0. Nu, 3 de 0. 2 de 0. Și acum vedeți cum se umple culorile aici. Iată așa. S-a umplut. Doar că eu n-am scris 100.000, dar am scris, cât am scris? 10.000. Trebuie 100.000. Deci peste tot mai punem, de exemplu, 100.000. Și atunci ne punem, nu 100.000, dar ne punem mai multe zerouri. Sau ceva eu am greșit. Se vede că eu ceva am greșit. Așa. Deci noi avem 10 la 13.000. 11.380, da? Avem maximum de 10.000. De ce ne arată că suntem peste nivelul nostru? Dați să scriem cât să punem 100.000. Da, așa are mai mult sens. 100.000. Aici punem încă un 0. Aici punem încă un 0. Încă un 0, încă un 0 și încă un 0. Ups, da, s-a făcut. Deci avem barometru, la momentul de față avem 10 la de 11.000 lunar. Ținta noastră e să ajungem, de exemplu, partea galbenă, că atunci noi putem să mai angajăm, nu știu, câțiva lideri sau anumite lucrări care vrem să facem. Și ținta că să ne rugăm Domnului să o crească la cel puțin 50.000. Dacă suntem la 100.000 luna, în fiecare lună vine mediul 10-ala, înseamnă că super. Putem să facem și alte lucrări de evangelizare și mai mari și alte nevoi putem să acoperim în felul dat, putem să le facem. Și aici este un tabel, putem să vedem cât e donația și 10-ala, să facem o comparație. Dintre ele două, le selectăm atașa amândouă, putem OK și la una arătăm că este numere, dar la alta scriem că arătăm că este text. Și vedem că 10 iala este de 32% și donațiile vin mai multe donații decât 10 iala. Putem să facem customize și să-i punem și culori. De exemplu, dacă nu vă place să fie, știu, roșu, da, 10 iala să fie verde. Și donațiile să fie albastru, de exemplu. Iată, în felul următor, putem să avem și o statistică despre cine și unde. Clar că ar fi foarte frumos să biserica să aibă mare parte din să acopere și donațiile să fie poate mai mici. Biserica de la sine să crească și oamenii să fie darnici în biserică. Cam așa, probabil. Sper să fie de folos template-ul acesta și Domnul să vă ajute să-l folosiți. Și la încheiere vă mai dau un verset, că în 2 Corinteni, începând cu 9, Pavel, în special de dărnicie și de bani și de donații, vorbește așa mai aprins și tocmai zice că vedeți, nu fiți gata, nu cumva să nu fiți gata, mă dați de rușine, da? Și pe voi și pe mine mă dați de rușine că dacă nu cumva faceți socotelile bine, că ei timp de un an au pregătit, dar încă nu au dat, într-un fel.
ceva au făcut ei, dar n-au făcut ei până la capăt ceva, totul foarte bine. Și el avertizează, știți, și poate mai citiți, 2 Corinteni și vedeți epistola aceasta. Și astfel și noi, să fim bine pregătiți, gata, și dacă pregătim anumite proiecte sau daruri sau ajutoare, să fie totul foarte bine calculat. Apropo, aici nevoia, da, să nu am menționat, dar nevoia totală de aici este adunată, da, totalul de aici plus adițional. Deci pe viitor, dacă se va, vreți să știți cât ar fi cheltuielile, ar fi, iată, acestea. Dacă s-ar mai adăuga, de exemplu, la închinare încă 1000 de lei, da, pe viitor. Asta înseamnă că trebuie să avem o zecială medie de 16.000 de lei. Cam așa. Bun, Domnul să vă ajute în lucrare și să vă binecuvânteze. Mulțumesc!